Mare Schivu. Aș vrea, pentru a intra puțin în atmosfera acestei cărți, să vă citesc începutul cărții, doar două fraze. Și o să vă spun apoi de ce. Cartea are un motto dintr-un mare poet turc. Este vorba despre Nizum Hikmet, adică e, după cum îți spune, inima. Așa este motoul acestei cărți. Iar prologul cărții anunță o simfonie. Și dacă vă citesc, o să-mi dați dreptate. Tot aici veți vedea, vă veți da seama ce magician al cuvintelor în limba română este Alexandra Coliban. La ora magică a sfințitului, când soarele a dispărut, nu însă și lumina, armate de vulpi zburătoare, părăsesc banianul din vechiul cimitir și pornesc, plutind ca un abur peste oraș. Când pleacă liliecii, se întorc ciorile. Cu toată larma revenirii lor acasă, nu reușesc să umple tăcerea lăsată în urmă de vrăbile dispărute și de bătrânii vulturi cu spinare albă, cu stoți ai morților de mai bine de 100 de milioane de ani, șterși acum de pe fața pământului. Vulturii au pierit otrăviți cu diclofenac. Este o adevărată poezie și fiecare frază arundată eroi ține de înălțimea poeziei. Ce m-a frapat la acest roman? De ce? Să vă citesc ce am pus pe coperta a patra. Este deja tradus în peste 40 de țări la un an și jumătate de la apariție. Este bestseller New York Times, cea mai bună carte din 2007, aleasă de, din 2007, știu, mă iertați, aleasă de Sunday Times, National Radio Program, Amazon, Kirkus Reviews, Washington Post, Newsday, Hudson Group. E un roman nominalizat la Man Booker Prize 2017, finalist la National Book Critics Circle Award și nominalizat la Carnegie Medal 2018. Este un roman a cărui substanță este despre ceea ce se întâmplă acut în zilele noastre. Este despre ceea ce se întâmplă în India, în India care este cât un continent. Și romanul, acest roman simfonic cu foarte multe voci, este de fapt o simfonie care este adresată Indiei. Am lansat ieri și una dintre cele mai bine vândute cărți ale târgului, romanul Serotonină de Michel Houellebecq. Și mă întreba cineva care-i secretul. Secretul e că scrie despre problemele noastre acute. Arundhati Roy scrie despre problemele acute dintr-un alt continent, scrie despre problemele acute ale Indiei, dar la un moment dat te poți identifica cu personajele ei și cu ceea ce se întâmplă în roman. Foarte mulți scriitori eludează realitatea. Pentru ei, realitatea acută nu înseamnă nimic. Marile romane, cred eu, ale acestui secol, sunt romanele care au în inima lor, în prim plan, realitatea din zilele noastre. Și ele câștigă. De asta, Arundhati Roy câștigă și ea. Îi dau cuvântul Alexandrei Coliban.